Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prispă, se gândește. La ce se gândește? La nimic. Enumeră florile care cad. Se uită în fundul grădinii, se scarpină în cap, iar enumără florile scuturate de adiere. Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori albe. Sprâncenele, mustățile, barba, peste toate au nins anii mulți și grei. Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară, blânzi și mângâietori. Barbu Ștefănescu de la Vrancea s-a născut pe 11 aprilie 1858 în Mahalaua Delea Nouă din bariera Vergului din București, fiind cel mai mic dintre copiii familiei. Tatălui, zis Ștefan Căruță Goală, se numea Ștefan Tudorica Albu, era din neamul unor ciobani vrânceni și devenise căruțaș de grâne. Mama scriitorului era Iana, fiica văduvei Stana din Postăvari, sat locuit de clăcași de pe moșia familiei Filipescu. Despre proveniența numelui Ștefănescu, arhitecta Henrieta de la Vrancea, fiica scriitorului, a povestit într-un interviu. Cât despre Ștefănescu, iată de unde s-a născut. Din flori. Tata, când a trecut la 12 ani din mâna dascălului în școala de stat, a fost întrebat de profesor. Și pe tine cum te cheamă? Barbu. Barbu și încă cum? Barbu. Dobitocule, dar pe tatu cum îl cheamă? Ștefan Tudorache Albu. De acum încolo ești Ștefănescu. Dacă i-ar fi voit un nume de familie, trebuia să-i zică Albu, deoarece Ștefan era numele tatălui, Tudorache al bunicului și Albu numele de familie, caz rar întâlnit în acea epocă la țărani, care își luau numele din tată în fiu și atât. Numai la moșneni se purta numele stirpei, iar Albu este un nume întâlnit în hrisoavele boierești. Legătura se pierde în noianul vremurilor trecute. Când, în clasa a șaptea de liceu, tata a început să scrie în revista lui Hașdeu, a scris sub multe pseudonime. 72, descoperite în decursul unei vieți de studiu de Emilia Milicescu, dintre care cel mai des întrebuințat a fost cel de la Vrancea. În decursul anilor, numele s-a înrădăcinat și în cameră, ales deputat, i s-a reproșat că face pe nobilul cu particulă. Dacă nu vă place, am să semnez de acum încolo de la Vrancea. Și sub acest nume și-a semnat nuvelele, articolele, discursurile patriotice și dramele istorice. Și lui Nenea Barbu nu i s-a zis decât de la Vrancea. Viitorul scriitor și-a petrecut primii ani de viață în casa familiei din ulița Vergului, apoi părinții l-au înscris la cursurile diaconului Ion Pestreanu de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou să-l învețe slovele noi și să citească. În 1866 a devenit elev la școala de băieți numărul 4, unde l-a avut învățător pe Spirache Danilescu, apoi, în clasele a treia și a patra, a urmat școala domnească. După cele patru clase primare, Barbu a devenit bursier la Liceul Sfântul Sava. În 1877 era student la Facultatea de Drept, după ce abandonase medicina la care s-a înscris inițial și a început să publice versuri în ziarul România Liberă, iar în 1878 a debutat cu primul volum. După ce a obținut licența în drept, scriitorul a locuit timp de 2 ani la Paris, între 1882 și 1884. Alexandru Vlahuță, bunul său prieten, îl descria astfel. Înalt, puțin adus de spate, singurul dintre literații noștri care are, în adevăr, un cap de artist. Temperament aprig, inimă largă, de o sensibilitate aproape maladivă, suflet generos și entuziast, întotdeauna mi-a făcut impresia unui erou pe care nimic n-ar putea să-l îngenunche. Prozator și dramaturg, gazetar, avocat și un excepțional orator, de la Vrancea a intrat în politică și a ajuns în 1899 primar al Bucureștiului. În această calitate a promovat și a aplicat legea repausului duminical, explicând că muncitorii nu-și pot vedea niciodată copiii, plecând la lucru în zor și întorcându-se acasă noaptea târziu și militând pentru dreptul tuturor de a-și mângâia copiii, de a-i iubi, de a-i crește și cunoaște.
Originalitatea și popularitatea gazetarului și oratorului de la Vrancea se datorau fără îndoială talentului său literar, dar și unui farmec personal care îl individualiza pregnant printre oamenii politici ai timpului. Apărătorul cauzei țărănești nu era un simplu avocat pledând cu detașare profesională, ci un țăran prin obârșie, purtând în piept o simțitoare inimă țărănească, înfiorată de bucuria cântecelor și basmelor, înnegrită de suferințe și nedreptate. Oratorul de la Vrancea se considera, metaforic vorbind, legatarul testamentar al unor veacuri întregi, care glăsuiau acum prin el. De aceea un discurs ca Pământ și drepturi conține pagini de vibrantă poezie mesianică, într-un stil solemn, confesiv, electrizant pentru auditoriu. Eu nu uit că sunt copilul țăranului Clăcaș, împroprietărit în 64. Nu pot să uit ceea ce am învățat de la cei mai mari dascăli ai mei, de la părinți. Basmele, cântecele, obiceiurile, limba, această comoară de limbă unde se găsesc bogățiile cu duiumul, în care mi-am spus durerea și dorul și am încercat să mă apropii de un ideal ce s-a depărtat cu pașii făcuți înspre dânsul. Străbunii mei se pierd în haosul iobagilor, suferind cu ceilalți țărani deopotrivă lipsa și foamea și năvălirile. Scriitorul a fost căsătorit cu profesoara Maria de la Vrancea, directoarea școlii centrale de fete, și a avut 4 fiice. Cela de la Vrancea, pianistă, scriitoare și profesoară de pian, despre care Ion Luca Caragiale scria în 1909, un copil minune, cela de la Vrancea care domesticește un monstru sălbatic, arta. Au urmat Henrieta de la Vrancea Gibori, una dintre primele arhitecte din București, Margareta și Niculina. Barbu de la Vrancea a avut cultul familiei, al binelui, al frumosului și al adevărului. Pentru el, căminul familial era, ca și pentru români, un sanctuar. Față de toți ai săi, avea o dragoste duioasă, pătrunzătoare, împinsă până la adorație. Cu o sensibilitate fină și cu o adâncă înțelegere a sufletului omenesc, de la Vrancea avea minunatul dar să exprime, cu o rară delicatețe, sinceritate și farmec personal, sentimentele, ideile, frământările sale sufletești și nobilele sale aspirații. Dacă familia sa a fost o comunitate de sentimente și de gândiri, de afecțiuni și de aspirații, întemeiată pe iubire, pe coeziunea sufletească și morală a membrilor săi, de la Vrancea a dorit ca și lumea să fie tot așa organizată, spre a putea da un nou impuls progresului și civilizației. Adeseori, când barbarii poleiți îl supărau prin prostiile și răutățile lor, de la Vrancea găsea în lumea animalelor făpturi mai demne de atenția și iubirea sa. El iubea animalele și adora câinii pentru inteligența lor vioaie, pentru devotamentul lor, pentru sentimentalitatea lor, scria ziarul Universul. Barbu Ștefănescu de la Vrancea a denunțat în 1894, într-un discurs vehement numit Rolul și drepturile românilor transcarpatini, situația românilor de peste munți. Ei sunt reduși la iobăgie, legați pământului, vânduți cu pământul și mai târziu, sclavia albă se practică de nobilii maghiari. Unii din români sunt vânduți la târg, ba pe aiurea sunt înjugați în juguri ca vitele. Femeile sunt datoare a lucra toată săptămâna la baronesele trândave și crude. Copiii sunt pedepsiți ca pentru crimă, dacă ar fi încercat să învețe carte. Țăranii sunt obligați să muncească mai tot timpul anului pentru acei care nu trăiau decât în vânători și beții cumplite. Nobilii unguri au dreptul de a trage în țeapă și de a decapita pe români, fără ca ei să poată porni judecată contra seniorilor, chiar și când au fost prinși într-o crimă flagrantă. Pe 12 mai 1912, de la Vrancea a fost ales membru al Academiei Române. În momentul ocupării Bucureștiului de armatele germane, în timpul Primului Război Mondial, a părăsit orașul împreună cu familia, cu cel din urmă tren, și a găsit cu greu un adăpost modest în Păcurari, pe strada Pojărniciei numărul 2, în casa Elizei Tulbure. Aici a locuit împreună cu soția și cele 4 fiice, chinuit de o angină pectorală și de depresia provocată de situația în care se afla țara. În ultimele săptămâni de viață a primit vizita bunului său prieten Alexandru Vlahuță, cu care
alături de Ion Luca Caragiale, alcătuise triada Ale cu Iancu și Barbu și care a povestit mai târziu că l-a găsit cu părul răsfirat pe pernă și cu barba crescută ca Ștefan cel Mare din piesa lui Pe patul de moarte. Scriitorul a încetat din viață în noaptea de 29 spre 30 aprilie 1918, la vârsta de 60 de ani, cu mâhnirea de a nu-și fi văzut realizat visul pentru care militase fără odihnă până în pragul morții, unirea cu Transilvania. În delirul veșniciei ce-i deschidea brațele, Barbu de la Vrancea murmura făcându-și semnul crucii: „Fă, Doamne, ca visul meu cel mare să se împlinească!”